3, 2, 1, pa. Salutare din și bine ați revenit la o nouă zi, un alt vlog. Altă dată. În altă parte. Avem aici pe Cătălin, pe care îl găsiți pe social media, pe TikTok, Instagram, YouTube, Grindr și Twitter. Just.ro. Și vom vorbi astăzi despre un subiect foarte controversat pe care eu l-am mulț pe canalul meu de YouTube de foarte multe ori. Ori de câte ori voi vorbi despre el, nu va fi suficient, pentru că întrebări vor fi în continuare și din păcate, da, doar perspectiva mea se cam află pe canalul meu de YouTube despre asta. Dar știi de ce există întrebări? Da, chiar sunt curios, de ce? Eu cred că oamenii în continuare speră să audă ceea ce vor să audă. Bravo, bine, ce anume? Ia, du-mă în altă direcție, de unde nu știu să vin. Pentru că cu toții căutăm pastila aia rapidă de a obține, fie că vrei să slăbești, fie că vrei să pui pe tine, bă, trebuie să fie un secret pe care tu sigur nu-l spui. Da, mă, lasă că am înțeles că spui că nu alea funcționează, dar de fapt funcționează, că uite la tine. Nebunule. Tu cu siguranță în momentul în care închizi camera mănânci carne, tu cu siguranță, okay, deși iei suplimente, bași, steroizi, cu siguranță... Băi, la mine e altfel, la mine e altfel. Degeaba ești vegan acum și arăți bine, că mușchii sunt construiți pe carnea, da, de acum 4 ani. Adevărat. Așa, și degeaba te-ai lăsat de steroizi, pentru că ți-ai construit masa pe steroizii de acum 4 ani. Și deci o să ai toată viața mușchi, pentru că ai mâncat carne mai de mult și ai folosit doape mai de mult. La mine asta e, dar nu despre asta vorbim acum. Vrei tu să vorbim despre asta? Nu, nu, deci vorbim despre ce vrei tu. Vreau să-mi spui, eu am spus experiența mea de o grămadă de ori, sunt atâtea videouri despre asta. Eu am doar unul. Foarte, tocmai, știi de ce vreau să vorbesc cu tine și nu, adică vreau să vorbesc cu toată lumea. Dar de ce mă interesează perspectiva ta? Pentru că există oameni care n-au băgat niciodată și nu știu despre ce e vorba și vorbesc din ce au citit, din ce au auzit, din ce cred proiecții de ale lor. Există oameni care au băgat și cam doar asta au făcut, nu și-au dat o șansă corectă înainte să folosească, le folosesc în continuare sau dacă le-au scos sau și lăsat de fiare și și-au văzut de viață în alte domenii. Dar persoane care au făcut cumva pe natural o perioadă chestia asta, au folosit la un moment dat, după care n-au folosit și au continuat să facă sportul, nu prea există. Adică cineva care să fi încercat și să fi revenit la cum era înainte, să fi mers mai departe. Eu am de gând să și revin încă o dată. Pe ele. Pe ele, da. Și eu la fel. Dar e vorba de un feedback al tău pe care îl vreau. Cum s-au schimbat lucrurile când ai băgat, cum s-au schimbat lucrurile când ai scos, raportat la ce era înainte. Ok. Efecte pozitive, negative, cât și a durat. Și ce am făcut greșit, pentru că n-am făcut nimic bine. Nu știu ce ai făcut, mai făcut, de-aia vreau să-mi spui. Chiar dacă am folosit, am folosit într-un mod care aș vrea să-l repet mai, cum să zic eu, mai... Conservator. Nu mai conservator. Bine, ba, și mai conservator. Bă, dar mai citit puțin, pentru că n-am fost foarte informat. Aici a fost greșeala mea. Și asta este greșeala multor tineri, că și eu am fost tânăr și am făcut exact aceeași greșeală. Bun, pe care... hai să o luăm altfel. Deci, când ai făcut-o și de ce? Am fost gras, am slăbit. Singur, natural, cum am știut eu mai bine, mănâncă mai puțin, mișcă-te mai mult. Asta s-a întâmplat în 2010, 2011, 2012, cu acolo. Am rămas în perioada aia natural, după care am vrut mai mult, obținusem tot ce voiam. Am obținut definirea aia pe care o visam. Am obținut corpul ăla după care visam noapte și pe urmă am vrut mai mult. Tot auzeam prin sală Winstrol la Navar. Doar asta auzeam. Jur, în perioada aia doar asta m-am auzit și asta m-am dus și am cerut. N-am citit niciodată să văd la magazin, face. Dați-mi și mie un de la șundă. La primul băiat pe care îl știam pe acolo prin sală. Era în perioada în care ne-am cunoscut noi? Nu. Înainte? Înainte, da. Înainte. Nu era la sala aia de aici? Înainte cu 2 ani de zile. Ok. Era la altă sală. Nu era la sala asta mare era de aici? Era la AFI. Ok. Ah, ok. Când era pur fitness. Acolo am luat prima dată. Mama, prima dată a fost pastile de Winstrol. Mm-hmm. Da? Bolana, m-am făcut puternic. Toată lumea zicea că scoate apa, eu mă vedeam mai pufos. Nu știu de ce. Ok. Uitându-te în urmă, cine avea dreptate? Eu. Ok. Poate nu era ce trebuie. E posibil asta. Deși, asta mă rog, alte discuri. Prea tehnic poate acum. Poate să fie fake-uri. Așa. Apoi, asta a durat, cred cât că timp? 2 luni așa de zile. O lună jumătate. Chile pe cântar. Chile pe cântar? 2 sau 3. Ok. Da, frumos. Mamă, deci îmi plăcea de mine cum mă trezeam. Deci, nu era nici fake. Bă, că nu, ceva a funcționat, s-a întâmplat, era mai voluminos, dar eu eram, o vedeam mai acoperit. Venea cu la mine se vede prima dată și la majoritatea, la obraș, te pufoșești puțin, reții un pic, eu rețineam apă. Ok. Pe urma următorul ciclu a făcut o pauză de vreo 2 luni de zile și capul a zis, mamă, mai vreau o dată, asta e problema. Da. De-aia eu zic, trebuie legalizate, dar trebuie și omul educat. Da. Știi? Și
Ți-a făcut doar poftă prima dată. Da, mă, frate, și am luat cu anavar după aia, că okay. Pâine nu mai mănânci pâine goală, mănânci pâine cu unt. A, cu anavar foarte tare, cu anavar foarte tare, vene, frumos, deja era... Nu te-ai mai pufușit? Nu. Ok. A fost super mișto. Am făcut o pauză de 6 luni, pe urmă, următorul a fost injectabil. Cât stai, cât le-ai ținut? Ăsta le-am ținut tot o lună jumătate. Ce s-a mai întâmplat fizic? Că oamenii trebuie să știe. Am rămas, practic, la aceeași greutate, dar era mult mai definit. Recompoziție corporală. A fost calună. Forță. Forță, mare rău de tot. Libido. Fără... Mamă, nu-ți mai zic de asta. Nenorocire, a? Băi de mine, deci da? Nu fugea... Aha, patul. am stricat a patul. A fost inundație aici, atunci, în anii aia. Asta, uite, eu, dacă sunt, sigur sunt oameni care folosesc substanțe și se uită la vlogurile tale. Băi, vă nenorociți femeile, mă, fraților. Jur, și știe. Băi, o să primești mesaje, de unde ți-ai luat aia? Că nu toată lumea, probabil, are același feedback. În fine. Partea nasoală este că după ce foloseam alea, aveam vreo 2 săptămâni de libido scăzut. Deci le scoteai? Da, le scoteam. Dar okay. Nu făceam revenire după asta. Ok. Din ce cum am fost sfătuit atunci, nu era nevoie. Pentru că era la început, era un ciclu mic, erau substanțe acadele, erau ușoare, așa erau considerate ușoare. Apoi am găsit menstrualul injectabil. Stai puțin. Așa. Poți să ne zici câte luai, 3, 4, 5 pe zi? Mamă... Nu mai știu, 5 cred că s-a ajuns la 5, okay. Că se face progresiv, se face 2, 3, pe urmă 5. Ok. Așa. N-am depășit substanța, n-am depășit doza niciodată. Apoi am găsit, cred că la vreun an de zile după asta, am găsit Winstrol-ul injectabil. Bun, rău, habar n-am dacă era bun sau rău. O chestie pe care vreau să zic, bă, devenisem... Bă, doream injecția de-a doua zi. Asta n-am auzit-o până acum. N-ai auzit-o? Nu. Era every other day. Dar lasă-mă să zic ce zic eu acum. Te rog. Este povestea pe care am este experiența mea și întotdeauna am să spun exact lucrul ăsta. Bă, nu încerca. N-are sens. Se poate și fără. O să vezi exact la ce mă refer. Ăsta a fost drogul meu, cred că un an de zile. Un an ai stat pe el? Nu. Okay. De 2 ori într-un an l-am folosit. Okay. Timp de un an de zile a fost al meu. Adică ținut lună cu lună, vorba vine. 2 luni cu 2 luni. Am făcut 2 luni, pauză 3. 2 luni, iarăși pauză 3. Pe vechi. Dar exact. Că și eu le-am zis oamenilor, că așa se făcea înainte. Așa stă. Cel puțin cât ai făcut, trebuie să iei pauză. Dar pe urmă, la asta făceam revenire. Făceam, da. Nu știu ce luam. Dar luai simplu. Da, simplu luam. Ok. Asta. Okay. Asta l-am simplu. Cristalizat pe ac? Te durea? Te inflamai? Nu. Știam să fac. Nu are treabă, în fine. Nu? Cum se cristalizeze? Era uleios. Niciodată. Îl confunzi cu altceva. Îl confund? Da. Era albă substanța. Nu și mai se separa, se decanta. Nu. Trebuia să se separe. Nu. Nu era, era altceva. Numai că nici aș vrea să dăm nume, de fapt, despre da, ce e vorba. Bine, hai. În fine. Vrei să mai facem o dată? Să Nu. Pot să te cenzurez fără. Dar pot să pun, da, pot să pun. Bine, uite, următorul ciclu care a fost cel mai puternic, l-am apus. Ma, ce vorbești, mă? L-a scos pe Hulk. Așa? Ăla. Îi zic numele? Nu vreau să zic că îl aflu ăștia mie și îl cer. Bă, a fost o combinație de 3 steri. Ok. 4 chiar sunt în ăla. 4? A, nu. Ba, da, s-ar putea să fie chiar 4. Bă, era și niște suc de portocale, niște ulei de portocale acolo, cred. În fine, erau 3 sau 4 esteri de testosteron, da. Cu diferite lungimi catenate. Deci legături nu, covalente, ionice. Deci, asta vreau să zic, eu nu cunosc nimic despre dar nu, e substanțe. Ceva tehnic aici, până mă interesează feedback-ul tău. Ăsta am luat 7 kg. Bă, 7. 7 kg. Mm. A fost frumos și urât în același timp. De ce? Pentru că au venit mișto kilogramele alea. Bă, dar trebuie să schimbi toată garderoba. Bă, și când schimbi toată garderoba e costisitor. Adică te costă o dată ciclu, te costă suplimentele și mâncarea pe care trebuie să o mănânci, pentru că crește automat aportul de mâncare. Și nu mai încăpeam în nimic din ce aveam. Mm-hmm. Rochile rămăseseră mici. Da, frate, și... Mi se umflaseră toate bătăturile. Cât timp ai făcut chestia asta? Scuză-mă un pic, că e tehnic aici. Deci în 2 luni 7 kg. În 2 luni, da. 7 kg. S-a simțit cât de des era... Cât de des frecventai injecția? S-a simțit după... Ma, odată la 2 zile. Odată la 2 zile? Ți-ai dat nenorocire? Da, mă, așa am asta e partea nasoală, că n-a fost... Sfătuirea bună pe care am primit-o eu. E o sfătuire pe care aș cunoaște-o? Da, probabil că da. Salut, băieți, uitați-vă. E ceva extrem ce ai făcut atunci. Și da. Pentru mine aș vrea să te anunț că cel mai extrem lucru pe care l-am făcut a fost același.
în aceleași doze, în aceeași cantitate. Cea mai mare prostie că eram oarecum începător în astea. Aha. A venit cu o bombă de testosteron în corp, într-un corp neprihănit, băi. Nu neprihănit, dar și chile puține. Mă, și frate, toate alea 70 și cantități de kilograme, imense. De la 70 de kilograme, 69 de kilograme, da. Eram definit. Am trecut la 77. Porcit. Nu eram porcit, eram tot definit. Tot definit, da? Curate, mă, frate, curate, curate. Forță, nenorocire, bănesc? Rău. Atât de rău încât mi-am făcut coloana. Wow. Da, am ajuns la doctor cu... Ai ajuns? Păi da, pentru că fiind începător nu știam tehnica de execuție și cum știm cu toată lumea că... La ce execuție? Intrai... La genuflexiu, mă, frate, okay. Că intri într-o sală și te întreabă, întrebi pe unul care e mai experimentat ca tine, zici și mie un exercițiu mare de picioare, ce zice prima dată? Bagă cu aia genuflexiu. Ridică pe vârfuri. Și am băgat genuflexiu cu tehnică de căcat, că așa o vedeam, așa am învățat-o și eu. Și am ajuns cu discurile. Trei discuri pe care mi le-a diagnosticat atunci un doctor cu hernie de disc. Nu știu dacă a fost hernie de disc, în fine. Am reparat-o între timp cu, cu exerciții. Dar în perioada aia, 7 kg venite la pachet cu acne. Wow. Doar pe spate. Doar pe spate? Doar pe spate. Okay. Ginecomastie. Mamă, ginecomastia dură. N-a dar n-a fost cum să nu fie? Da, aia a fost. Că la ce ai făcut? Bă, dar eram așa de frumos, mă, frate, în poze, că nu mai conta ginecomastia, mă, nene. Ai poze de atunci să inserezi, să vadă lumea? Da, ți-arăt. Hai să băgăm. Ce-a mai fost? Libidou? Ce era pe... la început? Ce-a fost acum? A fost... nu mai venea acasă. Cine a fost, mă, regele Carol la noi cu priapism? Da. Regele Carol. Da? Da? Fie, cum ar fi, mă, frate? Păi nu știu. A fost nasol. Asta cu libidou poate să fie și... și blestem, poate să fie și binecuvântare. Era într-o relație committed? Da, da, da. Dar nu mai venea acasă, n-auzi că era pe cum o prindeam. Bam! Așa, bun. Asta a fost apogeul. Da. Ba nu a fost apogeul ăsta, stai că pe urmă am primit o rețetă de la tine. Serios? Da. Nu mai știu, nu mai știu. Pe urmă am primit o rețetă cap-coadă cum trebuia. Aha. Asta a fost și m-a dus în... Stai puțin, bun, ai făcut chestia asta, așa. Ai făcut revenire sau nu? Da, am făcut revenire asta. Vrei să zic cu ce? Câtă pauză? Nu, nu, uh-huh. Ai făcut revenire, deci ai făcut... Cât a durat pauza până la următorul tratament? Cred că un an. Bun, ce s-a întâmplat între timp față de cum erai înainte? Ai avut 77 de kg, erai monstru. Ai revenit la 70, cum 70... erai? Da, 73. 73, erai mai astupat, erai mai în formă, ai rămas cu ceva rămăsesem, în anul ăsta de zile. Rămăsesem în formă bună. Ah, bun, asta a fost motivul pentru care m-am dus și mai sus, am vrut și mai mult. Pentru că voi mă hotărâsem să concurez și probabil pentru că forma nu mai țin minte exact, dar cu siguranță forma nu mai era la fel. Pentru că intervenise iară drive-ul, motivația și implicarea. Da. Și intervenise și depresia pe care o ai la după un ciclu de genul ăsta, că în momentul în care bași te simți super simți super bine. Ăsta e motivul pentru care zic că ar trebui legalizate într-o oarecare măsură. Și apoi vine după ce le oprești, vine depresia, pe care trebuie să o aștepți și trebuie să o îmbrățișezi. Dar căcat, nu știam asta atunci. Și nu știam, sincer, nici măcar nu știu de ce băgasem. De fapt, da, băgasem pentru că voiam să fiu mare și puternic, ca toată lumea, ca toată lumea din sală și ca toți oamenii pe care îi admiram. Cel puțin 6 luni a fost, 6 spre un an de pauză a fost. Am rămas cu ginecomastie de atunci, cred. Wow. Am rămas cu puține ginecomastie de atunci. Și ultimul pe care l-ai făcut? Ultimul a fost lung, a fost de... Am stat atunci la masă noi doi, când am... cred că atunci a fost și prima dată când am vorbit. Cât a durat, mă? Cred că era până 2000... 17. Așa târziu? Nu, 14. 14? A. Stai, mă? Da, da, ai dreptate. În fine, nici nu contează. Când a durat, cred că vreo 6 luni. Început cu ceva de masă, pe urmă luat ușor, ușor, progresiv către definire. Și atunci am obținut o formă foarte, foarte bună. Voiam să concurez. Așa, da, voiam să concurez. Și o combinație de neștiință și inconștiență și orgoliu a dus-o la hernie umbilicală și inghinală. Wow, 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 wow. Da. Intră un pic în subiectul ăsta, te rog, și zi-mi cum ai reușit așa ceva. Orgoliu a intervenit când m-am luat cu fratele meu la întrecere, care ridică, avem 200 de kilograme pe bară, să fac îndreptări, da, să văd dacă pot, prima dată când făceam îndreptările. Eu eram pe definire atunci, mai aveam cred că vreo 4-5 săptămâni până la concursul la care voiam să particip. Calorii puține, oboseală și greutăți mari, combinație extrem de proastă.
fără să mai zic de tehnică. Nu mai vorbesc de tehnică. E, aia a fost greșeala care pe mine m-a durut cel mai tare în viața mea. Și ăla a fost momentul în care am schimbat switch-ul, am schimbat tot. Pentru că calea pe care mergeam era, o duceam direct, frate, către dita mai prăpastia. Am căzut un pic în ea, dar am ieșit și am învățat. Pentru că din momentul ăla prioritar a fost tehnica de antrenament. Și în urmă au venit nutriția și am văzut ce greșeală am făcut în toate ciclurile pe care le-am făcut, pentru că nutriția n-a fost la punct nici măcar la 50% din cât trebuia să fie. Bun, au trecut ani. Ai făcut asta ultima dată acum 7 ani, să zicem, nu? 7 ani, 2014. Eu zic că atunci a fost, 2014. Până în 2015. Că eu știu când am plecat din sala aia unde ne-am cunoscut și cam așa, zic maxim 2015, 6-7 ani. Deci zicea că ai avut 70 de kg înainte să faci chestia asta, ai avut un maxim de 7-7, câte kg ai acum? 70. 70. O formă mai bună. Eu zic că e o formă mai bună, uh-huh. În condițiile în care îmi cunosc nutriția, am văzut, uite, am dus nutriția la 100% în perioada post-cicluri. Ok. Am obținut o formă extraordinar de bună doar din nutriție. Mai bună decât alea pe care, decât aia pe care o aveam pe dop. Pe dope. Ai niște poze comparative să le pun aici? Am poze, da. Deci aici va fi poza de pe tratament, pe vechi. Așa, și una și cu nutriție. Și aici, în locul meu, va fi cea mai bună formă, fără nicio legătură. Este poză de spate, că... Da, ce ai tu acolo, mm-hmm. Na. Că e greu să dai tipul înapoi să faci altele. Dar dacă ar fi să tragi linie, consider că ai rămas cu ceva în plus după toată treaba asta? În afară de sechele, în afară de sechele, de lucru. Nu, fiat, de ce te întreb chestia asta? Te referi la masă musculară? Ascultă puțin, da. Poți să privești din două perspective lucrul ăsta. Sunt oameni care zic, băi nene, ai băgat, ai avut altă masă musculară, poate păstrezi din ea. Sau păstrezi cu siguranță, unii sunt convinși de chestia asta, în baza a zero dovezi, că nu există așa. Este o chestie mecanistică, sunt niște nuclei în celula musculară, care cu niște celule satelii care se pare că rămân într-un număr mai mare pentru cei ce au folosit vreodată și că te-ar ajuta mai mult pe viitor. Pe șobolan se vede chestia asta. Știu că acum vreo 2 ani de zile urma să fac studii pe oameni. Chiar vreau să mă duc, se plătea tot, vreau să mă duc în Germania, să, băi, uite, ăsta sunt, am folosit acum nu știu cât timp, dacă vă ajute cu ce, în fine. Ăsta ar fi argumentul pro. Pentru că ai folosit vreodată și ai crescut numărul ăsta de... Da, același număr de celule poate să crească și în timp. Și cresc în timp. Nu știu, posibil, nu te contrazic, nu știu dacă e așa sau nu e așa. Dar există contraargumentul. Unde zici, ok, bun, chiar dacă e așa, este un damage pe care îl faci de-a lungul timpului folosind substanțele astea. Motiv pentru care sunt interzise. Pentru că dacă ar fi așa, unde ai culege toate beneficiile, fără dezavantaje, n-ar mai fi interzise. Prin definiție sunt interzise pentru că au niște dezavantaje. Dezavantaje pe care le știe toată lumea. Cardiovascular, cu tensiune ridicată, cu hipogonadism, cu acne, cu ginecomastie și așa mai departe. Toate astea pe care le-am spus de o grămadă de ori prin vloguri. Dar rămâne și damage-ul. Adică eu personal consider, și am auzit și pe fratele vorbind despre chestia asta, cred că a fost prima persoană pe care am auzit-o zicând chestia asta în afară de mine. Scade... A zis, băi, n-am mai fost niciodată la fel. Nu după primul la fel. Tratament n-am mai fost niciodată la fel. Așa. Adică scazi un 10, 15, 20%, nu știu exact, e greu de pus un procent. Dar în momentul în care am făcut chestia asta, nu consider că m-am mai refăcut 100%. Și nu poți să zici chestia asta factual, ca pe o realitate pe negru pe alb, pentru că nimeni nu cred că și-a făcut analize înainte de tratament. Am în ultimii 3-4 ani de zile, datorită alergiei, cred că 7-8 seturi de analize. Ultima dată am făcut, acum vreo lună jumate, 2 luni, un set de analize complete care m-a costat 1000 de lei. Acum vreo lună de zile am dat 500 de lei. În perioada aia n-aveam banii să fac chestia asta. Le-aș făcut de curiozitate, le-aș făcut pentru că trebuie făcute. Dar nu am un standard la care să mă raportez. Nu știu cât aveam secreția de testosteron și cum era estrogenul, cum era panoul hormonal înainte să folosesc prima dată. Înțelegi? Asta e chestia. Tu ai așa ceva? Nu. Comparativ? Păi nu, nimeni nu niciodată. Are. Nimeni nu are. Așa că... Frate, dar nu te interesează asta când funcționezi bine. Te interesează când e ceva în neregulă. Da, da. Eu aș vrea oamenilor, pentru că am încercat să fiu cât de factual se poate. Pot să le arăt acum cum arată lucrurile la mine. Dacă secreția de a încerca să plătești online cu cardul și n-a mers. Și nu faci nimic? Nu, era la Ana cardul. O să mă sune acum probabil. Are limita sus de 30. Multă lume, că bărbații sunt niște oameni foarte orgolioși și au impresia că toți sunt la 30, dacă nu la 40, mulți dintre ei. Așa au impresia, știi? În realitate, normalitatea e undeva pe la jumate.
undeva între 10 și 20, probabil suntem 80%, clopotul lui Gauss ăla, știi? De majoritatea suntem ăștia 80% și niște extreme, unii săraci care sunt cu testosteronul foarte jos și unii care au testosteronul extrem de sus. Și am întâlnit și chestia asta. Cu extrem de jos, nu știu dacă am întâlnit. În fine, ideea e că nu știu cât îl aveam înainte, dar acum, ultima dată, l-am avut 6. Testosteron liber 6, testosteron total 9. Înțelegi? Adică foarte jos. Adică eu toată masa asta musculară o am cu testosteronul jos. Fără să folosesc doape. De unde știți că nu folosesc doape? Pentru că dacă foloseam, nu-l aveam 6. Înțelegeți? Nu-l aveam 6. Adică tu masa asta musculară o poți... A, și mi-a făcut... O să zic că da, hormon de creștere. 0,0 nu știu cât. O să pun analizele să le vadă toată lumea. Adică jos totul, știi ce zic? Dar hormonul de creștere n-are legătură atât de mare, adică dacă îl folosești simplu. Lasă alt episod, pentru că primesc întrebarea asta, mai ales de la, știi unde vine? De la să folosești hormonul de creștere. Nu le mai da spoiler. Vine întrebarea de la intermittent fasting, știi? Da. De acolo vine, da, și m-au spart, m-au distrus. Lasă că următorul facem de 5 minute despre chestia asta. Bun. Deci, asta e chestia, că nu știi la ce să te raportezi, pentru că nu ți-ai făcut analize înainte, mulți nu și-au făcut. Dar deci, e feeling-ul, după... să știi. Este feeling-ul. Asta zic. Feeling-ul la... este următorul. Și cu, uite, ăla, ultimul ciclu făcut cap-coadă, bă, n-a avut nicio treabă cu ăla de 77 de kilograme. Păi scuză-mă, dar ai deși fost... ajunsesem la 79 de kilograme, picul, cel mai mare, bă, dar, mamă, deci m-a durea spatele mergând, oboseam scările, erau danoste, deci oboseam, bă, frate, orice aș fi făcut, oboseam. Da. Pentru că eram foarte mare sus, mă durea mijlocul, că nu putea să mai susțină greutatea. Nu-ți mai zic de haine și mai arătam și a chipmunk, că aveam dita mai căpățână. Chipmunk. Da, e o retenție de apă dubioasă pe care le simți atunci. Nu mai simți ce ai făcut, cum ai făcut, cât ai băgat și în ce perioadă. Dar pot să spun că niciodată nu va mai fi nici măcar primul ciclu la fel. Nu mai vreau să mai fiu, mă, frate. Nu, eu le spun oamenilor ca să știe. Este newbie gains. Este newbie gains când te apuci de fiare. Corect, da. Există newbie gains când te apuci de orice. În momentul în care ești foarte departe de limita genetică, indiferent de ce domeniu vorbim, progresezi foarte repede. Cu cât te apropii mai mult, cu atât durează mai mult progresul. De exemplu, la atletism, după 15 ani de atletism, de 100 de metri, o să mai adaugi probabil 100 într-un sezon. 200, și știi? Bine. Inițial, când te-ai apucat, probabil ai tăiat 2 secunde în primul an. Foarte mare diferența asta. Așa e și cu doapele. Prima dată când am băgat, la mine a fost 15 kg în 3 luni. Mamă! Da. M-am făcut chipmunk și eu. Nu. Bă, ești nebun la cap. Da. Legat de ce păstrezi, argumentul meu e următor. Nu păstrezi nimic. Pentru că mușchii sunt o adaptare la efort, la antrenament. În momentul în care nu te mai antrenezi, ei se atrofiază. Mușchii sunt o adaptare la stimul. Ai luat stimulul, ai pierdut adaptarea. La fel și cu doapele. Doapele sunt un aport hormonal exogen. Sunt din exterior. Ai plecat cu aportul din exterior, ai plecat cu stimulul, ai pierdut adaptarea. Inițial când bagi, vine o adaptare. Da, corect. Ai plecat cu stimulul, a plecat adaptarea. Corect. Pleacă imediat? Nu pleacă imediat. Pleacă în timp. Cât durează? Băi, ai zice că durează undeva la 6 luni. Nu știu oamenii care au băgat, aici intervine o nuanță, pentru că și eu ca și tine am ciclizat. Dacă am avut nevoie am băgat, dacă n-am avut n-am băgat. Foarte rar m-am băgat într-o joacă de asta unde am stat pe perioadă mai lungi. Ultimul an în care am stat într-o perioadă mai lungă, am stat vreo 9 luni de zile că m-am pregătit și știi că am fost cel mai mare atunci. La înălțimea asta avusesem 82 jumate pe scenă. Nu cu cea mai bună formă din lume ca în anii trecuți, ca anul trecut și acum 2 ani. Când aveai tu coadă? Mi-am tăiat-o în pregătirea aia. Bă, nu coadă, mă. Aveai codiță, mă. Aia sus aici? Da. A fost o perioadă în care am avut de-aia la chică. A, da? Mam, nu vreau. A fost primul tratament. Nu vreau să-mi aduc aminte de anii ăia. Samson. Exact. Da, argumentul meu este ăsta, că nu vei mai fi niciodată la fel hormonal, una la mână, motiv pentru care n-ar trebui să vreți să faceți chestia asta. Doi la mână, adaptările sunt temporare. Ai luat stimulul, ai pierdut adaptarea. Vă dau cel mai bun exemplu posibil din lume. Dexter Jackson, care e unul dintre culturiștii mei preferați, s-a retras la vreo 50 de ani. Anul trecut s-a retras, a fost ultimul Olimpia. Apărea niște podcasturi unde zicea, bă, frate, le-am scos și mare lucru n-am pierdut. Sunt aproape la fel, sunt, nu știu, un pic mai mic, nu știu ce aici la col. Și o să vă pun poze stânga-dreapta să vedeți cum arăta în vârf de formă. Așa se percepe el. La 50 de ani. Și cum arată acum în ultimele poze la fix un an de când le-a scos. Ca să vedeți ce înseamnă. Și el nu le-a scos de tot, să ne înțelegem. Eu le-am scos de tot. De tot. El a rămas pe TRT. De la 50 de ani ești pe TRT. Că dacă nu ești pe TRT la 50 de ani, de asta după să zic o viață
de stat pe ele, nu funcționezi. Da. Nu funcționezi. Că damage-ul ăla e atât de mare. Și veți vedea, diferența e uriașă, de la cer la pământ. De asta voiam să zic când am, când am zis că eu o să revin, nu o să revin la cicluri clasice. Se și să da. Mi se pare cea mai mare, cea mai bună combinație. E benefit. Bă, dar mai e o chestie, și legat. Alea de la medic. Da, da. Întotdeauna cu. Uite, asta este diferența pe care aș, lucru pe care l-aș face și pe analize. Pe analize. Da. Întotdeauna și nimic pe citește pe net asta. O chestie aș vrea să zic legată de publicul care se uită la asta, e majoritar tânăr și se gândește să facă. Da. Cu siguranță se gândește să facă că da. Sună bine, mă frate. Adevărul că sună bine, de-aia și tu ai făcut-o, de-aia și eu am făcut-o. Ei sunt fabrici de testosteron. Care e diferența când, când ești tânăr de, de producția ta proprie de testosteron și asta pe care o bagi, pe care, cu care vii aport? Și nu prea are sens. Pentru că tu ai o grămadă de testosteron natural, da. Și vii cu ceva din afară, îți inhibi da. Ireversibil producția exact. Ta proprie ca să ai o chestie pe termen scurt. Nu are sens. Frate. Logic. Și dacă stai să, te, să conștientizezi efectele, nu are niciun sens să faci asta. Aș aștepta 30 de ani, 30 și ceva de ani, că atunci e și mai capabil să, mai, să, să gândești puțin și să iei o decizie conștientă față de atunci când ești mai tânăr și ești pur și simplu supus. Ai vorbit ca un bătrân. Păi sunt, mă, frate, la da, și eu sunt la fel de bătrân ca tine și gândesc la fel ca tine, doar că la 19 ani nici nu-mi puneam problema. La... Pentru mine cineva la 40 de ani era boșoroc și a încheiat, și a încheiat viața, înțeles? Adică nu concepeam să o joc pe termen lung. Da, dar la 19 ani nu ai spirit de conservare. La, la 19 ani o să ai 19 ani toată viața. Tu la 19 ani nu te uitai la vlogurile lui Mitrache și nu știai că cineva îți vorbește din experiență și nu aveai sfaturi. Câte sfaturi aveai? Că tu ai descoperit cofeină, tu ești omul și... care a fost acolo când s-a inventat cafeaua. Era... Aia din excreție de pisică egipteană, știi? Da, aia da, scumpă. Da. N-aș bea niciodată, căcat de pisică. Cine știe că tu ai băut? Ba da, mă, aș bea. Ai băut? Aș bea. Și chiar dacă nu e cu cafea. Căcatul fiert. Așa, în fine. Ideea e că la 19 ani, la, bine, n-aveam 19 ani, aveam 21, 22, nu. Aveam 22, la mine a fost altfel. Eu eram deja campion național când am băgat prima dată. La mine a fost, cum să spun, am văzut în jurul meu toți oamenii care aveau un genetic mult mai slab decât mine, că au progresat în 3 luni de zile, s-au dus săgeată pe lângă mine. Orgoliu, odată, copil, ai orgolii, ai, da, ești normal. Zmeu, ești ego. Așa, doi la mână, mă gândeam ce o să fac pe mai departe. Într-adevăr, mamă, ce modestie zic acum, te ții bine, fian, stai jos, stai jos. Lumea de atunci nu avea un Mitrache. Lumea ce să faci? Lumea de atunci era o sândită pieirii. Din păcate. Bă, nu exista, nu e adevărat. Acum lăsând gluma la o parte, e nu adevărat. Exista o voce contrară care să vorbească din experiență, din experiența mea de cu, de fără, bă, de după. Nu exista cineva. Existau, dar nu, frate, nu erau timide. Erau în categorii inferioare de greutate. Exista cineva la 70 care nu știa nimeni că nu bagă. Dar știi argumentul ăla din sală? Ce vorbești tu mie, mă, nene? Nu uiți la mine care mai bine ca tine? Da. Ia, dă scroll. Dă tu scroll. Câțiva ani în urmă, să vezi cum arăți prin comparație cu unul care chiar și știe ce vorbește și băga. În fine, mai contează. Ideea alta. Uite, vezi, orgoliu s-a activat. Ce, mă, cum arăți tu mai bine, nebunule? Am medalii să nu poți să le duci. Ideea e că erau oameni care făceau asta. O făceau la fitness masculin și în delarul, toată viața. Lifetime, natural. Era Ovidiu Cosma la categoria 70. Spun asta pentru oamenii care se uită. Ăștia îmi vine în minte momentul de față. Erau evident și alții. Dar eu nu aveam exemple în imediat apropiere. Internetul încă nu era foarte la putere atunci. Și ți se spunea constant... Asta e efectul mediului asupra ta. Ți se spunea constant că ok, bine, ai făcut tu față la juniori natural, dar n-ai ce să cauți la seniori. Și eu, starstruck, așa, când mergeam la concursurile alea de seniori, nu-mi imaginam că aș face vreodată față, zic sincer. Deci am realizat în anii trecuți că m-am suit pe scenă și am și câștigat. La vârsta de 20, 19 ani, 18, 17, 21, mie mi s-ar fi părut de nerealizat. De nerealizat, adică eu nu credeam că se poate așa ceva, zic sincer. Pentru că între timp a și băut oameni care atunci erau pe scenă. De ce e violent? De am văzut, de ce am dat așa în oamenii acolo? E bătut. Nu, mă, da. Ai învins? Și băcar nu era nimeni care recunoștea că bagă, tu înțelegi pe ce vorbim? Da, adică da, era da, da. Trei trepte mai jos. Păi e, asta e altă discuție pentru a asta cu recunoscutul, mamă, frate. Cu Fegneti. Hai să facem altul despre Fegneti, nu contează. Dar acum ce vreau să spun este că nu aveam cum la vârsta aia să fiu mai cerebral de atât, pentru că alții făceau nasoale mult mai mari. Eu măcar am avut grijă. Am învățat, era o carte care și acum se folosește și conține toate informațiile.
și am învățat cât am putut de acolo, am adunat feedback, am consultat oamenii care eu credeam că ar putea să-mi dea un sfat și în baza la chestia asta am luat niște decizii. Bune, rele, bă, nu cele mai bune, nici cele mai rele. Dar se putea mult mai rău. Se putea mult mai bine? Probabil că da. Dar totuși a fost ok, luând în considerare. Până la urmă, și dacă zic eu, bă, sfatul meu este, nu vreau să dau sfaturi. Ideea este în felul următor, că fiecare face cum știe el, care este, în funcție de gradul de conștientizare la care se află. Da, dar e bine ca oamenii să aibă niște date cu care să lucreze. Data pe care o dai tu, informația pe care o dai acum, eu sau tu, ajunge la niște oameni. Unii o interpretează într-un fel, ascultă și merg mai departe și sunt puțini cei care fac asta și... Nu, sunt marea majoritate. Da? Dă-le mai mult credit. Atunci. Dă-le mai mult credit. Foarte tare atunci. Dar sunt și mulți care zic... Sau ce poate te ascult? Dopat. Da. Nu-l ascult pe ăsta. Sau ce să știi tu? Tu l-ai văzut pe ăla care are 50 în braț, tu ce vorbești? La modul ăsta, știi, într-o direcție sau în alta, că există extreme de ambele capete. Dacă extreme nu se discută. Clopotul lui Gauss, 80%, uite, pleacă de aici, așa, și se termină aici. Aici nu discutăm, că n-ai ce să discuți acolo. Aici, hap. Aici Gauss. Da. Da, bun. Deci, dacă ar fi să tragi o concluzie, a meritat, n-a meritat, ai tras niște ponoase pe mai departe. A meritat pentru că ai învățat am învățat din ele. Mamă, dar ar fi fost așa de mișto dacă aș fi făcut-o cu cap. Cu cap. Da, ar fi ieșit ceva tare. Da, legat de ce urmează, ai zis că vrei la un moment dat să faci TRT-ul. Da, da, deocamdată să dea trace dacă am nevoie. Păi da, cât sunt... de stup, păi nu mai TRT, omule. Nu? E tratament. Dacă tu ai secreția normală și nu ai nevoie să vii din exterior cu ceva exogen. Nu, mă gândesc la 45 de ani. Nu știu cum când vor fi analizele. Băi, știi cum se fac analizele? Că am uitat, plecasem pe tangentă. Tratamentul ăsta se dă pe bază de feedback. Nu știu exact dacă 2, 3, 0, 1 e cifra de unde ar trebui să ți se dea. Pentru că nu așa se merge. Te duci la doctor și zici, la endocrinolog, și zici, domn doctor, e groasă. Libido nu, forță nu, chef de viață nu, bla 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 bla. Nu. A, bine, probabil se poate frauda sistemul. Habar n-am, nu știu, nu mi-a pus problema așa. Dar mint, mi-am pus-o mereu. Te duci în funcție de chestia asta, îți prescrie sau nu îți prescrie, de acolo ia decizia, dacă ai simptomele de low testosteron, restul de trial and error se face pe baza analizelor. Nu treci de 30 ăla, nu trebuie să-l ai la 30. Eu cred că pentru mine sunt două motive pentru care aș vrea să bag din nou. Okay. Unul este pe faptul că aș vrea să mai pun masă musculară, să arăt estetic într-un fel. Doi, că libido o s-ar duce la vale. În momentul de față, masa musculară cu care sunt mulțumit, dacă ar fi mai multă, m-ar incomoda. Și așa m-a incomodat în trecut și am mai renunțat la ea. Prea mare. Eram prea mare, frate. Honoracele. Deci nu mai veneau honoracele. Nu, mă împiedica în... Te frici între picioare? Nu, cu mișcările pe care vreau să le fac. Rup pantalonii. Nu pot să mai fac podul, nu pot să fac curata, nu pot să fac flip pe spate. Că deși sunt culturiști care fac asta, mobilitatea lor genetică, la mine nu merge așa. Da. A trebuit să mai renunț ca să pot să fac. Plus că trebuie... La trapez, la circul Globus, acolo îți trebuie mobilitate, podul. Nu trebuie, frate. Vreau să fac flip pe spate. Am Serios? Făcut odată, da, și era să rup degetul, dar am făcut. Bun. Da, recomandarea mea este să nu faceți așa ceva. Îmi scrie foarte multă lume pe tema asta, primesc foarte multe mesaje, am avut o grămadă de clienți care voiau așa ceva și de cele mai multe ori, deși nu vreau să decid eu pentru nimeni, răspunsul este că nu sunt pregătiți oamenii respectiv și mulți dintre voi nu sunteți pregătiți și să vreți asta. Pentru că exact cum zicea și el, uitându-se în urmă, regretul e că nu a făcut restul lucrurilor bine. Adică nutriția trebuia să fie bine, să înțelege antrenament biomecanică și periodizare. Mamă, dacă îți dai seama unde ești în momentul ăsta când ești tânăr, să știi că nu știi este un mare lucru. Să știi că nu știi și să știi că nu ai toate cunoștințele. Dacă o faci, bă, dacă un tânăr vrea să concureze și vrea să fie cel mai bun, vrea să ajungă pe Olimpia, își asumă, dar conștient, să-ți asumi și-ți apelezi la un bătrân care să te ghideze. Dar un antrenor nu te ghidează doar la antrenament, mâncare și doping, te ghidează și la mental și părinți și ta, mamă, frate, și este foarte, foarte complex. Da, e mai complicat. Și o imagine de ansamblu pe care dacă ești tânăr și ești orgolios, o pierzi. Da, plus că e, iarăși plecăm pe o tangentă. Dar multă lume are impresia că afară există un cadru organizat în care se face culturismul ăsta. Nu se face oameni buni. Oamenii ăia trebuie să facă bani, să se descurce în așa fel încât să-și plătească ei înșiși analizele, doctorul, doapele și antrenorul. Oamenii ăia își plătesc singuri. Sunt deci eforturi, nu sunt vine nimeni. Înțelegeți? Ei tot ce fac, fac bani din. Nu din concursuri, credeți-mă. Doar cei de la cel mai înalt nivel fac bani din concursuri și banii ăia nu le ajung. Credeți-mă că ai terapeut pentru chiropractică, pentru nu știu ce naiba
Știi ce zic, nu? Așa, ai chirie de plătit, ai mâncare, ai... Deci, practic, tu trebuie să faci bani și te descurci singur. Nu mai sunt reviste, nu mai sunt contracte la semnătură. Acum vine o firmă de suplimente, mai vine una de mâncare, mai vine una de echipamente. Dar la final vin astea. Da, deci, și tu, practic, fără cont de Instagram, fără cont de YouTube, tu nu mai existi, practic, în sportul ăsta, la nivel, nu vorbim de România, deși e valabil și pentru România, la nivel mondial. Nu mai vorbim. Deci, în momentul în care nu existi online, nu existi financiar, corect, practic, acolo. Despre asta e vorba. Și da, nu e un cadru organizat, nu vine nimeni să zică: "Bă, Cutăriță, hai să-ți fac analize." Nu, nu, nu. Tu te duci și tu plătești medicul, tu plătești analizele, tu îți plătești asigurările sau cum e la americani sau în alte țări. Zic că nu mai e baterie. Am. Hai. Da. Ai zis că durează 10 minute asta. Da, mamă. O să editez. Bun. Editezi? Da, nu, o să-mi ia mult să le editez. Deși e prea ce puțin. Să editez, de... Nu, las așa. Așa las. Da. Așa îl pun. Pe el înjurați pentru editarea asta frumoasă de până acum, ceas. Dar ce mă, că merge nu, mă, bine pe bandă. Nu, trebuie să mai pun poze, mă, frate, mă, trebuie să mai pun poze, că am zis că pun poze. Vreau să le mai arăt analize, niște... Hai bine, pune. Da. În fine. Bun, deci, oameni buni, asta a fost un feedback cât se poate de sincer, fără nicio... Nu vă vinde nimeni, nu lucrează nimeni la ANAD, deci nu vrea nimeni să vă împiedice, nu vrea nimeni să vă promoveze. Pur și simplu, este experiența noastră. Sunt concluziile noastre în urma anilor. Unele în pot urma... să fie adevărate, unele nu. Da, poate fabulăm și citim din cine știe ce cărți acum. Să nu vină nimeni după noi. Da, da, da. Pur și simplu este... Divertisment. Divertisment și... Și educație, educație puțin. Și educație și părerea noastră personală care poate fi bullshit. La ce mai la nivel. Bun, dați-i follow băiatului, găsiți pe Instagram, TikTok și YouTube. Și să ne vedem cu bine la episodul următoare. Vă salut. Salutare, dragilor. Pam. Pam. I-a făcut un număr.